Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou clip. Vă prezint ce au lucrat băieții astăzi. Procesul de forare este aproape de final. Am reușit să dăm de apă. Iar acum urmează să se bage tuburile. Iar apoi vom putea extrage apa din belșug. Mâine sperăm ca puțul să fie gata pentru a putea uda plantele. Pentru a extrage apa din puț, ne vom folosi de o pompă submersibilă. Se poate observa de ce pământ au dat. Are culoarea ca cimentul. Este foarte lutos. Să vede așa, cum e foc. Astăzi am reușit să mutăm și un rând de albine ce a fost poziționat aici lateral. L-am pus aici pe suporți. Va fi mult mai ușor de lucrat. Deja au început să intre înăuntru, se răcește. Deși e soare, bate ușor vântul și e frig. Tot astăzi am reușit să facem și sistemul de irigare, să punem robineții. Mai trebuie doar să racordăm țeava principală la apă. Cam așa arată. Iar plantele vor avea apă tot timpul. Cam atât pentru acest clip. Am plecat că mai am de muncă. Vă așteptăm să vă abonați la canalul nostru de YouTube pentru alte noutăți de la noi din fermă. V-am salutat!